Crucea Roșie, filiala Călăraș, a sărbătorit 96 de ani de la înființare. Cu această ocazie, președintele Nicolae Pandea și directoarea Aura Giurcă au transmis mulțumiri celor implicați în activitatea instituției și au premiat cei mai activi voluntari din anul 2020. De asemenea, în cadrul festivității restrânse, a fost premiat și Ionuț Popescu, declarat voluntarul anului. Bine ați venit, dragi voluntari și invitați, dar mai ales și mai mulți voluntari. Este, zicem noi, o zi specială astăzi, nu? Pentru că e aproape sfârșitul anului, se apropie sărbătorile și Aura, ca întotdeauna cu multă, multă inițiativă, s-a gândit să facem o întâlnire pentru, în principal, pentru a vă mulțumi pentru efortul pe care l-ați depus în acest an. Un an special, un an deosebit, cu pandemie, cu tot felul de probleme, cu crize de toate genurile, și mă bucur tare mult să constatăm că la județul Călăraș avem foarte mulți voluntari, oameni cu suflet, chiar îi spuneam Aurei mai devreme, că în general voluntarii sunt caracterizați de partea aceasta sufletească deosebită. În general, voluntariatul este făcut de oameni buni și foarte buni. Și mă bucur că în județ avem asemenea oameni. Vă felicit, vă doresc sărbători fericite și în continuare să fim la fel de buni ca și până acum și dacă se poate chiar mai buni. Eu mă bucur că sunteți foarte mulți aici, sunteți toți pe care i-am chemat și știți cu toții că a fost un an greu. Pentru noi, pentru Crucea Roșie, a fost și mai greu pentru că ne-am confruntat cu niște situații deosebite. Am încercat să facem față și eu sunt convinsă că am și reușit. Și asta datorită vouă, al voluntarilor, pentru că v-ați implicat extraordinar de mult. Mă bucur că au început să vină voluntarii adulți la treabă. Și bine, pe unii ani din clasa 6-a. Și acum sunt adulți, oameni în toată firea. Avem aici și oameni care nu sunt înscriși ca și voluntari, dar care ne-au ajutat de fiecare dată. Și trebuie să le mulțumim, pentru că ne sunt aproape și cu siguranță nu vor să scape, că vor fi în continuare. Eu vă mulțumesc tuturor și v-am pregătit o mică surpriză de sfârșit de an, după posibilitățile unui ONG. Prima dată și prima dată avem un cadou pentru domnul președinte. Pentru că ne-a susținut de fiecare dată. Nu numai că este susținător, este prietenul nostru. Să ne fiți aproape întotdeauna. Pentru că noi vă iubim și vă apreciem. Mulțumesc tare mult, chiar vă mulțumesc. Chiar n-aveam o diplomă pe anul ăsta. O să încep cu voluntari. Primul care nu este, Sebastian. Cu voluntari ar fi trebuit început. Președintele trebuia lăsat la urmă. Ce ai, președintele, domnule? Da, așa ar fi fost. Dacă știam, îi spuneam că nu eu trebuie să fiu primul, ci voluntari. Popescu Alexandru. Așa cred. Domnul Ruseanu Iulian este profesor la școala din Vlad Țepeș, este profesor de sport și nu a putut să fie astăzi prezent aici, dar datorită lui a primit atât de multe daruri de la școlile din toată țara, nu numai de la noi din județ, a organizat extraordinar de bine și merită și dânsul recompensat, o să ajungă la dânsul punguța cu cadou. Elena Bălu. Mă bucur că am putut să ajut și o să fac de câte ori e ocazia și o să am ocazia. Și o să vină și fimea. Adică ea e cel mai mic voluntar, cred. Să avea o aștept. Bine, mulțumesc mult. Radu Elena. Ia e. Să știi că ești macaragita mea preferată. Mă bucur. Pensionară macaragita. Da. O să vin de câte ori e nevoie. Asta e. Mulțumim frumos. Ticiu Mihăiță. Mulțumesc mult! Smurdistul de serviciu, Buga Maria! Omul care a făcut adamitele domiciliu!
domiciliu. Omul care a avut tratament de la domiciliu în pandemie, exact. În stare de urgență. Mulțumim frumos. Nu grav și așa mai departe. Are mai multe omul vol la toate. Așa. Bun de tot. Alin Răducan. Aleluia. Un copil extraordinar, copilul de carne, ăsta, da, de cu minte. Exact. Mulțumim frumos, Alin. Da. Zilnic aici la ora 10. Da, așa. Unul dintre voluntarii care nu au contract de voluntariat. Silviu Iordan. Mulțumim frumos de tot ajutorul tău. Și ești nici tu un scat. Dar cadourile te desfac, nu? Nici o problemă, stai așa. Doamna Vlad Elena Cecilia. Ne-a fost elevă la cursul de infirmiere, da. Și acum este și voluntara noastră. Da, îmi pare bine. Oricând. Mulțumim din suflet. Și eu vă mulțumesc. Am uitat pe cineva? Iulia? Da. Am plăcerea și onoarea. Am și emoții pe lângă altea. Adică te văd după glasă. Să acord titlul de voluntarul anului. Așa. Domnule Popescu Ionuț. Bravo! Mi-a fost dat să văd voluntar așa ca tine. Un om așa de harnic, de dedicat, de implicat, de serios. Un om care știe să așeze lucrurile în dubă când un om de care se sperie sediul central când ajunge la depozit. Doamne, să fim sănătoși și să continuăm. Doamne. Da.